frați și surori, dragi tineri, iubiți copii, și în această seară doresc împreună cu toți cei ce ați venit aici să continuăm să-i aducem toată slava și cinstea nevăzutului, nemuritorului și singurului Dumnezeu adevărat. Vrem să slăvim pe Domnul Iisus prin care avem biruința și despre care frații ne-au cântat atât de frumos că El ne-a mântuit. Și onorăm pe Duhul Sfânt care credem că este la lucru și în aceste momente, în locul acesta. Amin. Iubiții mei, în minutele ce le avem la dispoziție, am vrea să ne concentrăm atenția spre Cuvântul lui Dumnezeu. O carte pe care noi o respectăm este deosebită de celelalte cărți, pentru că ea ne învață cum să trăim viața de aici, din perspectiva eternității. Multe cărți sunt în lumea aceasta importante prin felul lor, dar vedeți dumneavoastră, niciuna nu este ca și Biblia. Istoria ne învață ca să privim în urmă, știința ne învață ca să privim înainte, filozofia ne învață să privim în noi, dar Scriptura ne învață ca să privim în sus. Și aș dori ca privirile noastre prin Duhul Sfânt să fie focalizate spre cer și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. La fel ca și aseară, spuneam fratelui câteva texte din Scriptură, până la urmă el l-a citit pe cel din Matei 11. Vedeți, noi trăim într-o lume unde auzim multe voci, multe chemări, dar există o chemare care le depășește pe toate celelalte, la care aș vrea să fac referire în mesajul din această seară. Este vorba de chemarea cerească. În perioada copilăriei ne cheamă părinții, apoi ne cheamă prietenii, ne cheamă anturajele, dar există o chemare deosebită, e chemarea lui Dumnezeu, e chemarea cerească. Așa o numește Scriptura. Autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 3, ne spunea, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească. Aș vrea să vorbesc despre chemarea cerească și ce mult m-aș bucura dacă toți cei prezenți în locul acesta am auzit această chemare și am luat aminte la ea. În primul rând aș vrea să spun că chemarea cerească ne orientează pe noi oamenii cu privirile spre Domnul Iisus Hristos. Cuvintele care s-au citit aici e un mesaj cu o încărcătură spirituală deosebită ce l-a rostit Domnul Iisus. Și uitați-vă ce spunea El, veniți la mine. Adică adresa pentru mântuire, pentru salvare, nu trebuie să o căutați în altă parte, că chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus Hristos. Știți ce ne întreabă prietenii care vin la evanghelizări? M-au întrebat pe mine, probabil v-au întrebat și pe voi, de ce privirile să fie îndreptate spre Iisus? De ce oare? Că sunt atâtea persoane importante, dacă vezi personalități ale istoriei, sfinți al lui Dumnezeu, pe care noi nu-i contestăm. Noi vorbim frumos despre sfinții lui Dumnezeu, vorbim frumos despre mama Domnului Iisus, dar cu toate acestea, vedeți, chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus. Domnul spunea, veniți la mine. Cu tot respectul ce-l avem față de sfinții lui Dumnezeu, niciunul dintre ei nu ne poate ierta de păcate și nu ne poate mântui. Cel care ne aduce mântuirea și salvarea e Fiul lui Dumnezeu, e Iisus Hristos. Chemarea cerească, dragii mei, frați și surori, prieteni dragi, ne orientează cu privirile spre Iisus pentru că El este unic în mântuire.
Dacă o să vă întrebe colegii de muncă, o să vă întrebe colegii de școală, de ce ori de câte ori mergeți la slujbele voastre, mereu cântați despre Iisus, mereu vă rugați la acest Iisus, mereu predicați despre acest Iisus. Știți de ce? Pentru că Iisus e diferit de ceilalți sfinți. Iisus Hristos e singurul care a plătit pentru noi și Ioan spune în Epistola Sobornicească, în capitolul 1, versetul 7, că în sângele Lui avem iertarea păcatelor, slăvit să fie El. De ce să ne orientăm cu privirile spre Iisus? Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, spunea autorul acestei epistole, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Ne place să citim versetul din Fapte, capitolul 4, versetul 11, că nimeni altul nu este mântuire și nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât un singur nume. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor, nu mai este altcineva, un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și acesta este omul Iisus Hristos. E primul adevăr despre chemarea cerească. Chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus, pentru că e singurul care s-a jertfit pentru noi, e singurul care poate ierta păcatele și este singurul care ne poate mântui. Doamne, ajută-ne să primim chemarea aceasta. Ai auzit foarte multe chemări în viața ta, dar chemarea asta le depășește pe celelalte. Chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus Hristos. N-ai vrea ca privirile tale să fie îndreptate spre Iisus? De multe ori încercăm să ne orientăm cu privirile spre oameni și am auzit persoane spunând, dacă m-aș duce la preotul acela, la pastorul acela, dacă m-aș duce până la mănăstirea aceea, dacă aș ajunge în Grecia sau dacă aș ajunge la Roma să mă închin acolo, dragii mei, frați și surori, prieteni dragi, chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus. Numai El ne poate ierta și ne poate mântui. Slăvit să fie numele Lui! În al doilea rând aș vrea să spun că chemarea cerească e o chemare universală. Atât de bun e Dumnezeu cu noi, încât atunci când e vorba de mântuire, vine să ne spună acest adevăr. Chemarea cerească nu este numai pentru o anumită categorie de oameni. Dacă ar fi zis Domnul, uite, veniți la mine cei mai bogați din Italia sau din România și eu vă dau o dignă pentru suflet. Veniți la mine oamenii care sunteți cu popularitate, cu notorietate, dar Domnul a zis, nu, veniți la mine, știți cum a chemat Domnul? Toți. Chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus și apoi chemarea cerească e o chemare universală. Vine să ne cheme Domnul pe toți. Vin unii oameni la evanghelizare și se așează așa unii sfioși pe bancă și zic, oare mă cheamă și pe mine Dumnezeu? Oare eu care am făcut atâtea păcate și am coșmarul și nu mă pot odihni noaptea, oare mă cheamă și pe mine Dumnezeu? Oare pentru mine mai este iertare? Prieteni dragi, eu nu știu de ce mesajul se duce pe direcția aceasta, poate ești dezorientat și nu știi în ce direcție să apuci. Chemarea cerească e pentru toți. Vine Domnul Iisus, trebuia să facă, să ducă la îndeplinire o lucrare nobilă și grea. A avut un plan divin Tatăl Ceresc, a coborât între muritori, s-a făcut ca și noi oamenii, a ales niște ucenici, niște discipoli care au început să meargă după El pe străzele prăfuite ale Galilei. Știți cum i-a chemat Domnul? Le-a zis pe nume, hai veniți după mine, veniți după mine. Și îi cheamă pe cei 12. Chiar credeți că Domnul Iisus nu știa că unul din ei avea să devină un demon și că îl va vinde? Dar eu vă întreb, pe Iuda l-a chemat Iisus? Dar nu știa Domnul ce va face Iuda, că într-o zi îl va vinde, că îl va săruta în grădină și sub semnul dragostei va vinde dragostea? Că va spune vrăjmașilor, pe acela pe care îl voi săruta, acela este, să puneți mâna pe el? Știa?
Dar nu uitați, chemarea cerească e pentru toți. Când Domnul trecea prin Erihon, uitați-vă pe cine alege Domnul să-l cheme și să-l mântuiască. Poate noi am zice, Zacheu nu merita chemat. Dar nu merita chemat. Știți ce făceau vameșii altădată? El era mai marele vameșilor. Se vindeau cotropitorilor. Luau bani de la evrei și banii aceștia ajungeau în buzunarele romanilor. Păi cum să te iubească evreii? Și trece Domnul Iisus pe acolo prin Erihon și omul acesta mic de statură a încercat cumva să depășească mulțimea și s-a urcat în dudul acela, zicea Zacheu, pe acolo avea să treacă Iisus și pe acolo avea să treacă. Știți cât e de bine să ne așezăm în calea lui Iisus? Faptul că în această seară ați venit în locul acesta și v-ați așezat liniștiți pe scaune, asta e dovada că v-ați așezat în calea lui Iisus. Și când te așezi în calea lui Iisus, El vine să te cheme ca să-ți dea iertarea și să-ți dea mântuirea. Îl cheamă pe Zacheu și zice, Zacheie, dă-te jos de grabă. Chemarea care o fac e o chemare urgentă, că eu vreau să intru și să rămân în casa ta. Și Zacheu s-a dat jos de grabă și a fost gata să-l primească pe Domnul cu bucurie. Ce credeți că l-o felicita cei din Erihon? Când l-a văzut pe Zacheu că merge așa alături de Iisus, de marele învățător din Nazaret, alege Domnul să-i facă o vizită în casa lui, în familia lui. Știți ce au zis oamenii din Erihon? A intrat să găzduiască la un om păcătos. N-a găsit o altă gazdă Iisus acolo în Erihon decât pe cel mai mare păcătos din Erihon și se duce Domnul să-i facă o vizită lui Zacheu. Știți de ce, dragii mei? Că chemarea cerească e pentru toți. Chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus, că e singurul ce ne iartă și ne mântuiește, că nimeni altul nu-i mântuire, și chemarea asta e pentru toți, că spunea Domnul, veniți la mine toți, care toți? Toți cei trudiți și împovărați. Cine de aici nu știe ce-i truda și povara? Că Moise spune în Psalmul 90 că anii vieții se ridică la 70, pentru cei mai tari la 80, și lucru cu care se mândrește omul în timpul vieții nu este decât trudă și durere. Ei, pe cei mai împovărați și trudiți oameni, îi cheamă Iisus Hristos ca să le dea iertarea și mântuirea. Ăsta e harul lui Dumnezeu, dragii mei. Chemarea cerească e pentru toți. M-am întrebat, oare merita acel Saul, Pavel de mai târziu, să fie chemat de Domnul? La prima vedere am zice noi, dar nu merita deloc. Că a făcut atâta rău bisericii lui Iisus. Și acum se ducea, Saul avea scrisorii, împuternicire, avea cătușele în geantă și mergea la Damasc ca să-i prindă pe cei ce mergeau pe calea credinței, pe calea lui Iisus, să-i aducă legat la Ierusalim. Și acum eu mă întreb, dar Saul ăsta merită să fie chemat de Domnul? Dar ăsta merită să fie chemat? Dar au venit o zi, nici prin cap să-i treacă, că de fapt în drumul acela spre Damasc avea să-i taie calea chiar Hristosul cel înviat. Că cine putea să-l evanghelizeze pe Saul? Cine avea curaj să-i țină o predică lui Saul? Omul care studiase la picioarele lui Gamaliel, ăsta era cu un cap foarte mare. Numai ce o da masterul la picioarele lui Gamaliel, o intra de vreme în Sinedriu, foarte tânăr. A fost când Ștefan murea prin ploaia de pietre, păzea hainele ucigașilor. Și acum omul ăsta care merge cu cătușele în geantă e chemat la mântuire de Iisus. Știți cine le evanghelizează? Pe Pavel, pe Saul? Chiar Iisus? Eu nu știu ce sfat s-a ținut în cer, dar cred că Dumnezeu a făcut o lucrare specială. Nimeni nu poate să-i stea în cale acestui om și trebuie să mai vină odată Hristosul cel înviat, să-i taie calea și să-l prăbușească cu fața la pământ și din prăbușirea aceea din tine să pună el o întrebare, cine ești, Doamne? Știi cine era înaintea lui? Știi cine a ținut evanghelizarea acestui om împietrit? Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Am un mesaj pentru tine, omule. Vreau să fac din tine un apostol al neamurilor. Cine are curaj să meargă să-l evanghelizeze? Că a vrut să se folosească Domnul de un pocăit din Damas pe nume Anania.
Ce credeți că e ușor să te duci la un om ca și Pavel să-i ții o predică? Uitați-vă ce zice Anania. Deschideți împreună cu mine în Fapte capitolul 9. E pasajul acesta, e capitolul acesta ce ne vorbește de convertirea lui și ne spune Scriptura de la versetul 8 că Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic, l-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic, l-a ținut Domnul în umilința orbirii și a foamei. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: te trimit în evangelizare, trebuie să trimiți mesajul meu, chemarea mea unui om. Și uitați-vă ce îi vorbește Domnul: scoală-te și du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, om din Tars. Dar să mai dau un mesaj, Anania: iată că el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și scape de vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. La el mă trimiți. Anania a crezut că în urma predicii lui se face schimbarea vieții. Dar Domnul îi spune: Anania, tu nu trebuie să faci nimic. Știi ce face omul ăsta? El deja e convertit. El până astăzi a stat cu cătușele în geantă și avea așa un dud de răzbunare să facă rău, dar știi ce face el acum? El se roagă. Cine schimbă viețile oamenilor? Cel ce schimbă viețile oamenilor e Domnul Iisus, e puterea Duhului Sfânt, dragii mei. Noi uneori avem impresia: măi, cine predică în seara asta? Ore ce mesaj o să fie? Ore ce cântări o să se cânte? Noi nu putem să pocăim pe nimeni, dragii mei. Noi nu putem să întoarcem la pocăință pe nimeni. Cel ce schimbă viețile e Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Din omul rău de altă dată să-l vezi acum îngenunchiat și rugându-se că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să schimbe cel mai rebel om. Te uiți la un tânăr care e robit de păcate, de vicii și te întrebi: oare tânărul ăsta mai poate fi salvat? Oare omul ăsta mai poate fi recuperat? Ascultam mărturia unui frate misionar din Statele Unite. În Texas a fost o evangelizare mare într-o sală imensă și mesajul care l-a rostit în seara aceea mesagerul lui Dumnezeu a fost cu privire la trădătorul Iuda. Și mereu mesagerul lui Dumnezeu spunea în predică, referindu-se la Iuda, care după ce a aruncat arginții în templu s-a sinucis, zicea omul lui Dumnezeu: e prea de vreme să-ți curmi viața. E prea de vreme să-ți curmi viața. Și iarăși, e prea de vreme să-ți curmi viața. Și unii au zis: dar ce are predicatorul că tot repetă mereu expresia asta? Oare la cine se referă? Oare cine de aici din sală ar vrea să-și ia viața, că viața e darul lui Dumnezeu? Și după ce o termina predica, a făcut o chemare și a zis: dacă în sala asta imensă sunt persoane care simt că Dumnezeu i-a chemat și doresc să primească iertarea, să vină în față aici, să urce pe postamentul acesta să îngenuncheze. Și au venit mulți acolo și au îngenunchiat. Și printre cei prezenți era un bărbat tânăr care plângea sfâșietor. Și omul lui Dumnezeu s-a apropiat de el, l-a salutat respectos, l-a întrebat de unde vine și l-a întrebat: ce se întâmplă cu dumneata? Și omul acesta a zis: uită-te la mine, domnule predicator, uită-te la mine, știi ce-i cu viața mea? Eu am ajuns rob drogurilor. Nu trece o zi fără să iau doza aceea de ecstasy, altfel eu tremur, sunt un om disperat. Pe mine soția m-a abandonat, copiii nu mai vor să știe de mine. Când am auzit că e evanghelizare aici, am plecat de acasă, dar domnule predicator, eu n-am venit de acasă cu gând să mă pocăiesc. Știi ce gând am avut eu când am venit de acasă? Am avut un gând murdar, un gând demonic. Și spunea bărbatul acesta tânăr: uită-te în buzunarul drept, eu am arma de distrugere, pistolul. Și am zis: vin acolo la adunarea aceea creștină și fac un gest pe care nu l-a mai făcut nimeni în America vreodată.
La ce mai este bună viață? Pe mine nu mă vrea nimeni, toți m-au abandonat. Eu sunt rob drogurilor, iau pistolul și îmi zbor creierii în fața tuturor. La ce mai este bună viața? Și-o zis, domnule predicator, în timp ce dumneata spuneai, e prea devreme să scurg viața, e prea devreme să scurg viața, cuvântul acela a atins inima mea. Am înțeles că acest Iisus despre care dumneata ai spus că a murit la cruce, că a vărsat sânge, că s-a zvârcolit în cuie să zămislească mântuirea, ăsta mă iubește și pe mine, mă vrea și pe mine și din seara asta vreau și eu să mă pocăiesc și să mă întorc la Dumnezeu. Frați și surori, prieteni dragi, părinți care aveți copii ce poate nu vă mai ascultă și vă închid ușa în nas și îi le vorbiți de pocăință și de Dumnezeu și vă sfidează și o deveni răzvrătiți și rebeli, spuneți-le că chemarea cerească e pentru toți. Chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus și chemarea cerească e pentru toți, că Domnul a zis, veniți la mine toți, slăviți să fie Domnul. Cine ar fi chemat pe tâlharul acela de la dreapta să-i mai acorde o șansă de mântuire? Cine? Cine? Dar Domnul acceptă. Erau ultimele bătăi cardiace. Curios că tâlharul acela nu i-a cerut Domnului să-l ajute să fie smuls din cuie, să scape de răstignire. Nu s-a rugat așa să zică, Doamne, dacă în Tine sunt puteri supranaturale, smulge-mă din cuie, salvează-mă de aici, nu? O zis, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția Ta. Puternică credință, nu-i așa? Adică să crezi tu în tâlhar că cel care moare la mijloc are o împărăție a lui și că va veni într-o împărăție a lui. Adică să crezi tu că nu sfârșește în groapă. Să crezi că El înviază, că se înalță la cer, că are o împărăție a Lui, așa a zis tâlharul, adu-ți aminte și de mine când vei veni, unde? În împărăția Ta. Eu cred că Tu ești rege. Adevărat, adevărat îți spun, că azi vei fi cu mine în rai. De ce? Că chemarea cerească e pentru toți, dragii mei, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Păi în al treilea rând vreau să spun că chemarea cerească e o chemare la odihnă. Așa ne citea fratele, veniți la mine, eu să adresa, chemarea ne orientează cu privirile spre El, e o chemare universală că ne cheamă pe toți și spune Domnul, acum veniți la mine, de ce? Ca să vă dau odihnă pentru suflet. Știți că chemarea cerească e o chemare la odihnă, o odihnă pentru suflet. Nu există nicio stațiune balneoclimaterică să facă reclamă că dă odihnă pentru suflet. Ați citit undeva? Toate dau repaus și odihnă pentru trup, dar chemarea cerească e o chemare la odihnă pentru suflet. Dar ce să însemne chemarea asta la odihnă pentru suflet? Să-ți dea odihnă pentru suflet. Întoarce-te suflete la odihna ta, spunea Psalmul 116 că Domnul ți-a făcut bine. Vedeți că odihna e căutarea tuturor oamenilor, începând de la copiii cei mai mici. Încă nu era terminată școala și fetița cea mai mică ce o avem în clasa întâi, numai ce a început școala și deja s-o plictisit, o zis, când e vacanța? Când începe? Dar nu mai începe odată. Începând de la copiii de grădiniță și continuând cu cei de la școală și apoi cu cei care munciți și așteptați luna august, toți suntem în căutare de odihnă. Dar eu vă spun, dragii mei, odihna asta pentru suflet e darul lui Dumnezeu, dragii mei. Domnul a zis, eu vă dau odihnă. Oamenii caută odihnă pentru suflet în ritualuri, în slujbe, în dogme, în anumite obiceiuri și zic, dacă fac așa, atunci sigur o să mântuiesc sufletul. Nu e așa? Odihna e căutarea oricărui om și este darul lui Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu, cel ce dă odihna, e Domnul Iisus Hristos. N-ai vrea să-ți dea odihnă în seara asta? Dacă ai nopți tulburate și poate ești neliniștit, să pleci de locul acesta cu odihnă în suflet, ăsta e darul lui Iisus Hristos. Dar noi trebuie să căutăm odihna. Unii își proiectează căutarea asta după mormânt. Am auzit oameni care au zis, lasă-mă că până urmă, la urmă, în ziua mormântării, tot a venit cineva să-mi ducă și sufletul meu la loc de verdeață și să-mi dea odihna. Credeți că e posibil? Dacă n-ai găsit odihna cât ai fost în viață, că odihna e o persoană, e Iisus, n-ai șansă să găsești odihna dincolo.
mă duc la multe mormântări, intru în cimitire și văd așa pe pietre funebre și pe cruci scris un nume, o dată, o liniuță și o altă dată, data nașterii și data morții. Știți ce este cel mai scris acolo pe pietrele funebre? Aici odihnește robul lui Dumnezeu sau roaba lui Dumnezeu. Știți că nu se potrivește la toți? Nu se potrivește la toți. Să scrie aici odihnește robul lui Dumnezeu și numai robul lui Dumnezeu nu a fost. Că toată viața l-a sfidat pe Dumnezeu. Chiar credeți că primește odihna după ce ai închis ochii și s-a încheiat capitolul viață? Dacă n-ai descoperit odihna până ai plecat de aici, nu poți descoperi dincolo. Chemarea cerească, frați și surori, tineri dragi, e o chemare la odihnă și Domnul o dă cât suntem în viața asta. Doamne ajută-ne să o primim. Amin, amin. Haideți să vă citesc din Scriptură care sunt oamenii care pot primi adevărata odihnă când pleacă din viața asta. Când s-au încheiat cu viața, se duc la locul de odihnă. Ați vrea să vă citesc despre ei? Că chemarea cerească e o chemare la odihnă. Și uitați-vă ce spune profetul Isaia. Deschideți împreună cu mine în Isaia, în capitolul 57. Cuvântul Domnului ne spune în primele două versete așa. Piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă. Se duc oamenii de bine. Uitați-vă ce calități trebuie să aibă un om în viața asta pentru ca dincolo să aibă o odihnă. Piere cel neprihănit, trebuie să ai o viață de neprihănire. Se duc oamenii de bine să fie un om de bine, căci din pricina răutății este luat cel neprihănit. El intră în pace în groapa lui. Cel ce umblă pe drumul cel drept se odihnește în culcușul lui. Vedeți care sunt oamenii care pot ajunge la odihnă când s-o termina viața? Dacă aici ai trăit în neprihănire, dacă ai umblat pe drumul cel drept, dacă ai fost un om de bine, dacă ai fost un om al păcii, uitați-vă, el intră în pace în groapa lui. Dacă termin călătoria pe pământ și ești în vrăjmășie cu cel de lângă tine, greu de crezut că te duci la odihnă. Eu vă întreb, mesajul ăsta să fie și pentru cei pocăiți? Dacă mai sunt probleme care nu le-am rezolvat, având în vedere că moartea ne ia prin surprindere, să le rezolvăm până nu-i târziu, ca să putem pleca de aici în pace, să ne ajute Dumnezeu. Înainte să vin spre dumneavoastră, a fost în Ucraina. La mormântarea unui băiat de 19 ani. L-am condus pe ultimul drum, a sfârșit prin Enec, în râul Siret. Durere, jale, moartea ne ia prin surprindere, plecăm de aici când nu ne gândim deloc sau când ne gândim foarte puțin. Problema se pune, ne ducem la odihnă? Avem calitățile astea despre care spune Isaia aici? Dacă n-am găsit odihnă aici, n-o putem găsi nici dincolo, dragii mei. Chemarea asta cerească ne orientează cu privirile spre Iisus, e o chemare universală care ne cheamă pe toți, dar e și o chemare la odihnă. Și odihna e o persoană, e darul lui Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. Doamne ajută-ne să acceptăm chemarea asta, să fim oameni ai păcii. Cu puțin timp în urmă eram în Pârtește de Sus, a fost acolo un accident, un băiat care lucra în pădure, din familia Crețu, nu știu dacă este cineva din Pârtești aici, nu mai rețin câți ani sunt de atunci, m-am dus la serviciul acela de privechi. Băiatul acela lucra în pădure și un arbore care a fost tăiat l-a lovit foarte grav și a murit pe loc. Și când am ajuns puțin mai târziu la seara aceea de privechi, era un frate în vârstă care predica și a zis, fraților, cred eu că eu am fost ultimul din biserică care am stat de vorbă cu băiatul ăsta. Azi dimineață când în el pleca în pădure, m-am întâlnit cu el și am stat de vorbă cu el. Și spunea fratele ăsta cu lacrimi în ochi, a zis, fraților, dacă mă certam cu el, mai aveam vreme să mă împac? Împacă-te cu părâșul tău de grabă cât ești cu el pe drum, că s-ar putea să nu mai fii cu el pe drum și să vină moartea, să n-ai vreme să te împaci și să nu mai poți reabilita lucrurile și să vină moartea și mântuirea să fie cu semnul întrebării. Chemarea lui Dumnezeu, chemarea cerească, e o chemare la odihnă.
Și ajunge la odihnă, dragii mei, cei care umblă pe drumul cel drept, cei care sunt oameni de bine, trăiesc o viață de neprihănire și trăiesc în pace. Și eu zic să ne ajute Dumnezeu să trăim așa. Chemarea cerească, dragii mei, e o chemare la odihnă. Poate Domnul să dea odihnă celor mai obosiți oameni, le poate da odihnă. Știți că păcatul îi obosește pe oameni? Uitați-vă cum arată tinerii care tixesc discotecile până noaptea târziu și vin spre dimineața acasă. Știți cum arată? Îs obosiți? Că păcatul te obosește? Uitați-vă cum arată că îmbătrânesc înainte de vreme. Viața de păcat e o viață obositoare. A întâlnit Domnul o femeie la fântâna de la Sihar, obosită femeie. Așa e că obosită femeie. Obosită de relațiile ei trecătoare, a încercat 5 căsătorii și a ieșuat în toate. A ieșuat în toate și acum de la fântâna de la Sihar era prezent unul care putea să-i dea odihnă. Era prezent Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. N-a știut femeia că avea să-L întâlnească la fântână. Nici prin minte ei nu i-a trecut. Probabil s-a gândit femeia când a plecat de acasă, pot să întâlnesc oameni din Samaria, femei din Samaria, să meargă să scoată apă, dar să-L întâlnesc la fântână acolo, pe cel mai ilustru bărbat al omenirii, să-L întâlnesc pe Fiul lui Dumnezeu. Ăsta e har, dragii mei, e har. Și să stea de vorbă cu tine, că evreii nu vorbeau cu samaritenii, îi considerau o mesticătură de etnii, aruncați la periferia societății, și Domnul stă de vorbă cu femeia, ba intră în detaliile vieții ei, că așa de obosită era, că Domnul i-a spus, uite, eu am o apă, și apa mea se cheamă apă vie, femeie. Și dacă îți dau apă vie, tu nu mai setezi niciodată, n-ai vrea apa asta. Știi ce zice femeia? Obosită? Vreau apa asta, dă-mi și mie apa asta, să nu mai vin să scot până aici cu greu, dă-mi și mie apă, îs obosită. Și Domnul se duce la problemă, că unii oameni ar vrea să primească odihnă în suflet, dar să rămână cu păcatele alea în viața lor. Nu se poate, dragii mei, nu se poate. Până n-ai eliminat păcatul din viață, odihna pentru suflet nu vine. Nu vă înșelați că prietenia cu lumea e vrăjmășie cu Dumnezeu, dragii mei. Îi spune Domnul, vrei apă, femeie? Du-te și cheamă-l pe bărbatul tău, adu-l pe bărbatul tău aici. Aș vrea să-i dau apă și lui. Adu-l și pe el aici. Să dau apă la toată familia. Ce mult m-aș bucura să ne dea Domnul apă familiilor noastre. Numai că femeia au zis, n-am bărbat. Bine ai zis că n-ai bărbat, că cinci ai avut și acela pe care l-ai acum, nu ți este bărbat, că tu trăiești în concubinaș cu el. Ai avut încercări de căsătorie și în toate ai ieșuat. N-ai bărbat, bine ai zis, aici ai spus adevărul. Știi ce zice femeia? Când văd că ai intrat în unghierele vieții mele și știi totul despre mine, văd că tu nu ești numai un iudeu, un trecător pe aici. Așa am crezut la început, tu iudeu? Stai de vorbă cu mine, femeie din Samaria, tu ești un proroc, tu știi totul despre mine, ai toate detaliile despre mine. Află femeia puțin mai târziu că el e Mesia, e Fiul lui Dumnezeu acolo la fântână, care a venit să-i dea odihnă. Nimeni n-a putut să-i dea odihnă până în ziua aceea. Vă imaginați femeia aia de moravuri ușoare, că mulți bărbați s-au uitat la ea, s-au uitat în privirea ei și toți au atras-o în păcat. Dar de data asta stătea în fața ei o ființă nobilă, curată, niște ochi curați. Și s-a uitat în ochii ei și ochii ei n-au chemat-o la păcat. Că în persoana aceea era dumnezeirea, era cel care dădea odihna. Femeie, tu trebuie să dai la o parte păcatul din viață. Asta e piatra care astupă izvorul. Frați și surori, prieteni dragi, vrem odihna. Odihna o primim de la Iisus, e darul lui Dumnezeu dacă acceptăm chemarea, dar trebuie să eliminăm păcatul din viața noastră. E piatra care astupă izvorul și zic să ne ajute Dumnezeu la asta. Chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Iisus. E o chemare universală că ne cheamă pe toți. E o chemare la odihnă. Și mai spunea Domnul ceva de odihna asta, puțin mai greu de înțeles. Uitați-vă ce spunea Domnul despre odihna asta. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Nu-i așa că e greu de înțeles? De obicei găsește odihnă animalul de povoare, trebuie să-i dai jugul jos să se odihnească.
Așa am învățat noi de la părinții și de la bunicii noștri. Ei, la Domnul e în invers raport. Cine vrea să primească odihnă, trebuie să ia jugul. Dar cum să găsești odihnă când ai luat jugul? Că jugul e o povară. Când ai intrat la jug, acolo e greutate, acolo e efort. Domnul a zis, cine vrea să găsească odihnă, trebuie să ia jugul. La prima vedere pare o contradicție. Parcă până aici a fost ușor, nu? Veniți la mine, cei trudiți și împovărați, și eu vă dau odihnă. Dar acum parcă Domnul ne încurcă și zice, luați jugul. Dacă vreți odihnă, luați jugul. Luați jugul. Știți ce înseamnă să iei jugul? Vedeți, animalul de corvoadă când e pus la jug, e direcționat de stăpân unde vrea stăpânul. Când l-ai pus la jug, animalul acela îl duce în direcția dorită. Când ai intrat la jugul lui Iisus, trebuie să lași ca El să conducă și să te ducă unde vrea El. Ei, atunci găsește odihnă. Asta înseamnă voința noastră să fie subordonată voinței Lui. E voința ta subordonată Lui, găsește odihnă. Dacă lași să conducă viața ta, să conducă familia ta, ești cel mai fericit om și găsești odihna în Iisus Hristos. N-ați vrea la ultima rugăciune să-i spunem, Doamne, până în seara asta am condus eu și așa de rău am condus. Am încercat să conduc tinerețea mea, să conduc familia mea și se pare că am eșuat, Doamne. Aș vrea să intru la jugul Tău și din seara asta înainte să-mi conduci Tu viața, să ne ajute Dumnezeu. Lasă-L pe Domnul să-ți conducă tinerețea, nu ruina, nu-ți bate joc de ea. Că nu ne-a dat Domnul o tinerețe și o viață să ne batem joc de ea. Ne-a dat Domnul o viață ca să o subordonăm Lui. El s-a dus în glorie, dar mă îndeamnă Domnul să spun așa, a plecat în glorie. E la dreapta Tatălui, e acolo, dar se uită de sus din cer spre Milano în seara asta. Și ar vrea să spun așa, eu sunt în glorie, dar pe pământ aici n-am alți ochi decât ochii Tăi. N-am alte picioare, Milano, decât picioarele Tale, atenție unde te duci. N-am alte mâini decât mâinile Tale. Eu sunt în glorie, dar vreau ca Tu să mă reprezinți onorific aici. Frați și surori, tine dragi, suntem chemați ca să reprezentăm țara de sus. Eu mă întreb, o reprezentăm bine? Ajută-ne, Doamne, să o reprezentăm bine. Că chemarea cerească ne orientează cu privirile spre Domnul. E o chemare universală, e o chemare la odihnă. Și eu vă spun, dragii mei, chemarea asta cerească, e important ce vă spun acum, are un timp al ei. Isaia 55:6 citim, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Evrei 4:1, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării, unde? În odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Eu vă întreb, se poate să fie prea târziu? Chemarea asta cerească răsună în seara asta pentru tine, dar de unde știi că îți va vorbi și mâine? De unde știi că viața nu se va sfârși la o intersecție în Milano? De unde știi? Eu vă spun ce s-a întâmplat în familia mea. Un frate de-a tatălui meu din Calafindești, singurul care a fost nepocăit. Am lucrat 4 ani la dispensarul uman din comună și de multe ori îl vizitam. Treceam pe la un cheșu pentru că el era văduv și a pierdut soția de vreme, la 41 de ani. A avut un prieten de care nu s-a mai putut despărți. Paharul. Venea la evanghelizări și îmi spunea, nepoate. Știi ceva, nepoate? Când eu vin la adunare și mă pocăiesc, eu vă întreg pe toți. Și am zis, unchiule, frumoasă decizie. Să știi că la pocăință nu e nicio problemă, ne putem întrece, unul mai pocăi ca altul. Nu se supără, Domnul. Dar când, unchiu, când o să fie asta? Într-o zi mă pocăiesc și eu. A făcut un cancer laringian. A fost o intervenție chirurgicală care a recidivat apoi. Am intrat într-o zi pe la el și în boala aceea și în suferința aceea era în stare de ebrietate. Mă doare să vă spun așa și-o zis, nepoate, uite, nu prea pot acum cânta că am probleme cu gâtul, dar știu și eu cântare și-o început să cânte, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât de ar fi de greu necazul meu,
un cheșu, da. O să într-o seară, n-ai vrea să vii într-o seară să mă botez, într-o seară vreau să mă botez și eu. N-am mai avut vreme! Cu toate că a cântat, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, am primit un telefon de la părinți de acasă și au zis, unchiul Gheorghe a plecat, a căzut în curte, a făcut un stop respirator și a plecat, a plecat. Chemarea cerească are un timp al ei. De unde știi că te mai cheamă Domnul? De unde știi că îți mai vorbește Domnul? Ea e urmată de cele mai mari binecuvântări. Poate unii se întreabă, bine, bine, dar dacă o accept, ce? Ce folos am dacă mă pocăiesc eu din tinerețea mea? Ce folos am? Eu vă spun, ai mare folos. Eu nu regret că am încheiat legământ cu Domnul la 18 ani și nu regret că am pornit pe calea pocăinței de vreme, că din pruncie, din copilăria mea, mi s-a așezat în mână cartea asta. N-am avut în bisericile unde am crescut mari teologi și predicatori, nu. Dar am avut niște părinți care au așterut pentru noi un covor de rugăciuni și pentru asta îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și dacă astăzi slujim la anvoanele bisericilor, este că ne-au susținut prin rugăciune și au știut să ne dea o pocăință frumoasă și îl slăvim pe Dumnezeu pentru asta. Știți ce mă întreb? Și mă întreb la modul serios. Ei, dacă părinții noștri au ținut în brațe generația noastră, noi ținem în brațe generația următoare. Ce le dăm? Ei ne-au dat ceva valoros, ceva frumos. Ce le dăm celor ce vin în urmă? Eu vreau să vă spun, le putem da orice. Toți banii care ați câștigat în Italia. Dar dacă nu le dați mântuirea și pe Iisus Hristos, nu le-ați dat nimic, nu le-ați dat nimic. Chemarea cerească are un timp al ei. Cheamă-l, adu-l la biserică. Nu fiți deranjați că mai plâng și mai intră în prelungiri, că ei nu ne recepționează tot ce vorbim. Și e normal la vârsta lor. Dar îi obișnuim cu atmosfera bisericii. Îi obișnuim să-i aducem aici, să facem un obicei de a veni la casa Domnului, chiar dacă sunteți obosiți, ca de mici să prindă drag de adunare și de lucrarea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Uneori se plictisesc. Îi iau câteodată în lucrare, fetițele mai cântă prin biserici. Într-o duminică am avut vreo 4 programe și era cald și obositor. Ce amic o zis, dar iar la adunare, dar mai fost azi, dar iar la adunare. Ei, chiar dacă iar la adunare, dar îi obișnuim de mici cu atmosfera asta. Și le spunem că chemarea cerească e și pentru ei și e urmată de binecuvântări. Ce binecuvântări? Ce binecuvântări? În Fapte 3:19 e scris, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. E binecuvântare? Doamne, îți mulțumim pentru ea. Ioan 5:24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, și eu parafrazez, cine ascultă chemarea cerească, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, are viața veșnică. E binecuvântare? E binecuvântare, dragii mei. Chiar dacă se termină totul aici, când se termină totul aici, ne ducem la Iisus Hristos care a venit să ne facă chemarea și să ne dea odihna. Slăvit să fie numele Lui! Frumoasă va fi întâlnirea cu El, nu-i așa? Frumoasă va fi întâlnirea cu El. Scria un misionar în cartea sa de o situație din familia lui. Un om care predica al Domnului cuvânt și într-o zi a stat de vorbă cu mama lui, care depășise vârsta venerabilă de 96 de ani. Misionarul s-a apropiat de mama și a zis, mama, am o întrebare pentru dumneata. Spune-mi, te rog, care a fost cel mai emoționant moment în viața dumitale? Că prin multe ai trecut. Și mama s-a uitat la el și a zis, dragul meu, păi au fost multe momente emoționante, dar să știi că unul nu-l pot uita niciodată. Credea misionarul că au fost mai mulți frați acasă, că îi va spune mama, cel mai emoționant moment când ne-am căsătorit cu tatăl tău, când v-ați născut voi copiii, dar au zis, dragul meu, a fost un moment emoționant. În America a începuse războiul civil. Situația s-a petrecut cu mai mulți ani în urmă și spunea mama aceasta, tatăl vostru a fost luat de acasă, a fost încorporat, era o situație cumplită în America și a rămas acasă cu voi și într-un timp foarte scurt au început să vină vești în satul nostru. A murit cu tare, a murit cu tare, a murit cu tare. Și într-o zi ce veste? A venit vestea că a murit și tatăl vostru, adică soțul meu.
Simțeam că totul s-a răvășit într-o clipă. Mă întrebam cine o să vă crească, cine o să muncească pentru voi. Timpul a trecut puțin, nu puteam să mă împac cu gândul că am îmbrăcat haina văduvii atât de devreme. Și într-una din zile, în timp ce eu munceam prin curte, iar voi vă jucați copii, m-am uitat atentă și undeva la orizont s-a văzut un punct negru care se făcea parcă tot mai mare, tot mai mare. Era chipul unui bărbat care se apropia, înainta prin grădinile cu orez spre casa noastră. Eu v-am făcut atentă și v-am zis: copii, uitați-vă acolo, vedeți ceva? Și-o zis: da, mamă, e un bărbat care vine spre casa noastră, uitați-vă bine, acolo e tata. Și fratele tău mai mare mi-a zis: mamă, tu ești zdrobită de durere de pierderea tatălui și probabil ai și imagini false, n-are cum să fie tata. Că noi am primit vestea că tata e mort, mamă, n-are cum să fie el. Și-o zis: mă, copii, eu îl cunosc, e el, e tata. Și era tata, pentru că vestea ce au primit-o înainte a fost falsă și bărbatul acesta era în viață. Și spune mama: am înaintat spre el. A intrat în grădina noastră, venea cu greu șchiopătând, mânica stângă de la haină era băgată în buzunar că își pierduse o mână în război. M-am apropiat de el, l-am îmbrățișat, v-a sărutat pe voi copii și a spus: cum tu ești în viață? Noi am primit vestea că tu ești mort, bine ai venit acasă. N-am mai putut munci ca și altă dată. A fost infirm în urma acelui război, dar a stat lângă noi și a fost lângă noi și ne-a dat sfaturi. Acum el nu mai este, a plecat la cele veșnice. Au zis: dragul meu, a fost cel mai emoționant moment al vieții să aflu că tatăl vostru mai era în viață, mai era în viață. El a plecat, s-a dus spre țărmul celălalt și noi vom pleca la el. Știți ce vă spun în seara asta, frați și surori din Milano, prieteni dragi? Cel mai emoționant moment ce-l vor trăi copiii lui Dumnezeu de pe planeta Pământ nu va fi momentul acela când vom vedea porțile dintr-un singur mărgăritar. Ne va impresiona. Poate nu va fi momentul când vom vedea străzile de aur ca sticla străvezie, dar cel mai înălțător și emoționant moment va fi momentul când îl vom vedea pe Iisus Hristos. Ce va fi nu s-a arătat încă, dar când se va arăta El, vom fi ca El, că îl vom vedea așa cum este El și îl crede pe cuvânt. Eu vă întreb, așteptați acel moment emoționant? Pentru asta trebuie să-i acceptăm chemarea, seara asta. În locul unde ești să-i spui, nu o să vă pun să ridicați mâna. Poate unii din voi, crescuți în familie de pocăiți, v-ați depărtat și ați apucat calea fiului risipitor sau a fiicei risipitoare. Până nu-i târziu, chemarea cerească te orientează cu privirile spre Iisus. E o chemare universală, te cheamă și pe tine, și pe tine, și pe tine. E o chemare la odihnă, are un timp al ei și e urmată de binecuvântări. Și cine o acceptă are un moment emoționant al întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos. Să-L vezi atunci pe Domnul care va sta cu brațele deschise, va mai purta semnul cuielor. Să poți să-ți pleci fața în palmele Lui și să-ți spună: bine ai sosit acasă, călător obosit. Să poți să urci pe podiumul de premiere, să auzi cântându-se imnul de stat al cerului și El să spună: bine ai venit acasă, călător obosit, ai fost pus peste puține lucruri, te voi pune peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. Așteptăm acel moment. Dar până să vină momentul acela, ne mai spune odată Domnul în seara asta la Milano: veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Și vreau să vă invit să stăm ridicați înaintea Domnului, cu capetele plecate în semn de smerenie. Să-i mulțumim Domnului pentru aceste momente de cercetare și să-i spunem rugăciunile noastre în locul unde ești. Spune-i: Doamne, accept chemarea Ta. Am alergat pe cărările lumii, Doamne, am crezut că mă descurc singur și am avut o tinerețe zbuciumată și ruinată, Doamne, dar am înțeles că numai cine acceptă chemarea Ta e un tânăr odihnit, e o tânără odihnită și binecuvântată în viață. Spune-i Domnului în locul unde ești: accept chemarea Ta, Doamne, accept chemarea Ta.
Nu aștepta momentul acela când să fie prea târziu. Spunem noi în cântare, când glasul lui te cheamă azi, iubitul meu, ascultă, primește alertării har, că vina ta e multă și va veni un ceas amar, o vreme de obidă, că ușa sfântului său har pe veci o să se închidă și tu vei rămânea pe veci în focul de afară, în nesfârșit amar să treci a vecilor povară, dar chinul cel mai greu și amar va fi încredințarea, că a fost și pentru tine har, dar i-ai respins chemarea. Fii omul înțelept, fii tânărul, fii tânăra înțeleaptă, când să-i spui în seara asta, Iisuse, accept chemarea ta. Să plecăm capetele și să ne rugăm.